În sfârșit, după aceste surprize neplăcute pe care le-a întâmpinat Pavel, mergând cu Corabia până la Roma, în cele din urmă a ajuns la destinație. Este un lucru extrem de frumos să urmărim acum ce s-a întâmplat la Roma. După o ședere de trei luni, avem versetul 11 din capitolul final, capitolul 28. După o ședere de trei luni am pornit cu o corabie la Alexandria, care iernase în Ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Am ajuns la Siracuza și am rămas acolo trei zile. De acolo am mers înainte pe lângă coastă și am venit la Regio. Iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miază zi, după două zile am venit la Puzole. Unde am dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem șapte zile la ei. Și așa am reușit să ajungem la Roma. Deci și după ce au fost eliberați din naufragiul acesta, rămânând în insula Malta, au mai avut niște surprize neplăcute, pentru că furtunile erau foarte dese în zona respectivă. Din România au ieșit înainte până în forul lui Apiu și până la cele trei cârciumi, Bineînțeles că pentru cei de atunci erau cunoscute ca niște puncte de reper. Frații care au despre noi când i-a văzut pe Pavel a mulțumit lui Dumnezeu și s-a bărbătat. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați capitanului, străgerului palatului, iar lui Pavel, i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. Și acum Pavel propovăduiește Evanghelia la Roma, în capitala Imperiului, ajuns aproape de centrul și de forumul cel mai înalt al Imperiului Roman, și simte nevoia să ducă mesajul acesta, așa cum i s-a încredințat misiunea, să duci Evanghelia la toate neamurile pământului, să duci la cei mici, la cei marginalizați, la cei nebăgați în seamă și să duci și la cei mari care stau pe tronuri imperiale. Ești chemat să duci această veste bună. O, Doamne, cât de minunată este Evanghelia! Și cele din urmă, Chiar și în Casa Împăratului, pe acest interval de timp, s-au convertit niște matroane, femei cu vază, și pe urmă s-au mai convertit și alte persoane, bărbați, care s-au dăruit în slujba creștinilor din Casa Împăratului. La început nu s-a observat lucrul acesta, dar pe urmă a devenit o puternică comunitate, și în zona aceea. La Palatul Imperial. Este un lucru extraordinar. Și oamenii aceștia n-au avut prea mult de suferit, pentru că erau în poziția socială dominantă. Ei bine, Claudiu, în cele din urmă, văzând că evreii fac atâtea răscoale, s-a hotărât să-i expedieze și pe creștini. I-a confundat pe creștini cu evreii aceștia care fac mereu dezbinări și care ziceau ei că tulbură poporul oriunde se duc fac tulburare cu ideile lor. I-a strămutat dincolo de pârâul Tibru și acolo creștinii au devenit foarte puternici. Poate o să avem cu o altă ocazie emisiuni în celelalte epistole, dacă Dumnezeu ne ține cu viață, să aflăm că încă într-un timp relativ foarte scurt, la Roma, capitalea Imperiului, a existat o biserică în care se puteau număra aproape 40 de mii de suflete care s-au mântuit, care s-au încreștinat din toate neamurile pământului, că Roma era un oraș spre care alergau toți cei din toate zonele geografice, socotind că este capitala Imperiului și vor avea multe avantaje. În felul acesta, în această biserică, aveau 600 de prezbiteri care deserdeau această mulțime imensă și a constituit o biserică foarte puternică, foarte bine închegată, în care s-au strecurat și iudei și au apărut niște idei din fondul ideologic iudaic, dar apostolul Pavel cu multă înțelepciune de la Dumnezeu rezolvă problema și aceasta probabil om afla o mai mai bine în emisiunile următoare, într-un alt ciclu de lecțiuni pe care îl vom avea, dacă ne gândim la biserica din Roma și slujba pe care a avut-o Pavel întemeind această biserică din Roma. Și aici se spune: După ce a ajuns la Roma, după trei zile, Pavel a chemat pe mai mare iudeilor. Și când s a adunat, le-a zis, fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat în închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte, dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar. Fără să am, de altfel, niciun gând să părăsesc neamul meu. Nu vreau să mă amestec cu romanii. Vreau doar să beneficiez de dreptul pe care îl am ca cetățean roman, dar eu nu vreau să renunț la neamul meu. Sunt gelos pentru neamul meu, iubesc neamul meu și nu pot să fiu acuzat de un fel de rebel care se ridică împotriva propriei lui moșteniri religioase. Așadar, am venit și am socotit necesar să vă informez și pe voi că am ajuns aici în Roma. De aceea v-am chemat să vă văd și să vă vorbesc, căci din pricina nădejdii lui Israel, port eu aceste lanțuri. Pentru că Israelul autentic, credincioșii care au mai rămas în Israel, așteaptă împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu. Și eu sunt în rândul celor care cu sinceritate așteaptă împlinirea tuturor făgăduințelor date odinioară poporului nostru. Și făgăduințele era să-l trimită pe Mesia, mai întâi să moară pentru păcatele poporului și pentru păcatele neamului omenesc și apoi, prin gerfa lui răscumpărătoare, să iasă biruitor prin înbiere. și să întemeieze aceea împărăție minunată după ce va stăpâni toate lucrurile și va pregăti oameni cu care să ocupe această împărăție. Cu oamenii corupți, cu oamenii stricați, cu oamenii apostaziați, cu oamenii rebeli, n-avea cum să întemeieze Dumnezeu împărăția eternă. Și l-a trimis pe Mântuitorul ca să pregătească un popor, un norod mare care să fie plin de râvnă pentru fapte bune și să-i poarte numele și în această împărăție să se găsească Așa mare binecuvântare încât n-a existat niciodată în experiența istorică a neamului omenesc. Și lucrul acesta a fost extrem de important. Când au auzit conducătorii iudei din Roma, i-au răspuns: Noi n-am primit din Iudeia nicio scrisoare cu privire la tine. Reclamațiile n-au ajuns până la Roma. S-au limitat doar la Cezarea și s-au frământat acolo, în Ierusalim. Aș spune, printr-o comparație mai puțin, să zic așa, potrivită, dar adevărată, fierbeau în sucul propriu, acolo, în Ierusalim, că nu mai știau ce să facă, să-și ducă la îndeplinire planul. Pavel a scăpat din mâinile lor a intrat sub autoritatea romană și acum era pe curând să ajungă în fața imperatorului roman. Noi n-am primit nicio veste, n-a ajuns până la noi vreo pâră împotriva ta. Și n-a venit nimeni cu vreo scrisoare prin care să ne fi spus sau să ne fi vorbit ceva rău despre tine. Noi nu știm nimic rău despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. Conducătorii evrei din Roma erau informați despre activitatea creștină și au considerat-o ca o sectă, o partidă care stârnește peste tot împotrivire. Păi cum să nu stârnească împotrivire? În comunitățile păgâne. Avea să se spună că zeitățile la care se închină păgânii n-au nicio valoare. Că adevăratul Dumnezeu care a creat cerul și pământul este singurul căruia trebuie să-i aducem închinare. Și păgânii erau foarte revoltați pentru că li se disprețuiau mijloacele lor prin care își făceau reprezentări vizibile ale anumitor divinități. Plăsmuite din imaginația lor proprie. Nu erau decât minciuni, și nu erau decât produs al imaginației, în timp ce Dumnezeul Creator s-a descoperit, a vorbit prin îngeri, a vorbit prin patriarh, a vorbit prin proroci, și în cele din urmă, într-un mod cu totul strălucit, ne-a vorbit prin Fiul care s-a coborât la noi și în natura lui umană s-a făcut asemenea tuturor oamenilor și a îndurat suferință, bajocură, ocară, tortură, răstignire, moarte, dar Dumnezeu nu l-a lăsat să rămână în locuința morților, ci l-a înviat dintre cei morți. Haide, că vrem să te ascultăm, ce fel de învățătură ai? Că n-am primit informații suplimentare. Știm atât că aceasta este o partidă care stârnește împotrivire pe unde se duce. Nu numai printre evrei, dar și printre neamuri, pentru că nimeni nu era dispus să renunțe la credința lui strămoșească, la tradițiile și obiceiurile care s-au înrădăcinat, la prejudecățile pe care le aveau cu privire la creștinism. Și atunci am vrea să auzim ce părere ai tu. Pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. S-au înțeles și au hotărât o zi și au venit mai mulți în locuința lui. Rețineți, Pavel avea acum o locuință pe care a luat o cutirie. Și fiindcă avea libertate suficientă sub paza acestui ostaș, era cu un fel de domiciliu forțat, deci nu era cu regimul aspru de deținut, ca să-l țină undeva într-o celulă sau în alte condiții de strictețe. Mai târziu, bineînțeles că s-au produs niște mutații în experiența lui Pavel, dar în perioada respectivă putea să stea de vorbă cu orice cine, putea să vină orice cine la el să-l viziteze și putea să predice, să-și exprime convingerile pe care le are. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu. Le-au adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Isus. Vorbirea ținea de dimineața până seara scuzați-mă acum că vreau să vă mărturisesc ceva așa intim ca într-o familie. Mie mi este foarte greu la vârsta aceasta să vorbesc trei ore neîntrerupte. Aproximativ în felul acesta se desfășoară emisiunile noastre acolo unde le înregistrăm. Și după trei ore de predare neîntreruptă, mă simt obosit. Parcă aș fi fost la coasă. Sau parcă aș fi făcut 50 de kilometri pe jos. Sau poate să zicem 40 de maile. Pavel vorbea de dimineața până seara. Duhul lui Dumnezeu l-a întărit în așa fel, încât era inepuizabil cu resursele pe care le avea în sufletul său. Și s-au împlinit cuvintele Mântuitorului, care a zis: Cel ce crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și oamenii aceștia au putut să asculte Evanghelia, au putut să recitească în Tora lui Moise, pe care o prezintă Pavel, și în cărțile profeților, că ceea ce spunea Pavel era în acord cu scripturile Vechiului Testament pe care evreii le aveau și le respectau, bineînțeles, în limitele lor, în care au mai putut să cunoască adevărul fără să-l poată fructifica la modul corespunzător, devenind doar niște oameni religioși. În legea lui Moise se spunea că Domnul Dumnezeul părinților noștri va ridica un proroc sau Domnul Dumnezeul părinților voștri va ridica un proroc ca mine, de el să ascultați. Hei, frate Moise, legislatorul triburilor israelite, te compari acum cu profetul acesta despre care ai amintit că va veni și referința se face cu precizie, nu numai la Iosua care avea să-l urmeze și să fie succesorul lui Moise, ci la Mesia cel adevărat, cu numele Iehoșua, care înseamnă izbăvitor pentru Israeliți. Și astfel i-a condus pe acești iudei de vază din Roma să mai cerceteze încă o dată tora lui Moise, deci cele cinci cărți, și să vadă încă din prima carte cum Dumnezeu a promis că se va naște Mesia dintr-o fecioară în chip miraculos, că va trăi într-un mod miraculos, exemplar și a fost recomandat de Dumnezeu ca model pentru neamul omenesc. Că a murit într-un mod excepțional și nu a murit pentru păcatele lui, ci a murit pentru păcatele noastre ale tuturor. Și evreii au rămas surprinși de această veste, pentru că ei continuau să-L aștepte pe Mesia cel adevărat, socotind că Iisus, întemeietorul creștinismului, Nu a fost un proroc adevărat. Se spunea despre el tot felul de lucruri. Se spuneau tot felul de acuzații urâte care nu aveau nicio legătură cu realitatea. Și acestor oameni, Apostolul Pavel, le prezintă din nou punctul central și îl mai recitesc încă o dată. Mulți au venit la locuința lui Pavel și el le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci. Bineînțeles, prin prorocii mesianici, despre lucrurile privitoare la Isus, Hristos. Vorbirea ținea de dimineața până seara. Cât interes a manifestat Apostolul Pavel să-și poată duce la îndeplinire? Slujba încredințată. S-a produs o reacție după cum era de așteptat. Erau iudei cu inimă mai aleasă, având simțul realității, lăsându-se înduplecați de acele adevăruri pe care ei, de fapt, le cunoșteau, dar erau îmbăluite într-o taină privind textele mesianice ale profeților din Vechiul Testament. Și Apostolul Pavel le descopere aceste adevăruri în mod detaliat și cu siguranță că i-a condus în pleiada prorocilor, începând cu Ilie până la Ioan Botezătorul și a scos în evidență majoritatea textelor care vorbeau despre venirea lui Silo, așa cum îl numeau ei, și despre cel care avea să fie uns și despre cel care avea să fie răscumpărătorul neamului omenesc, dar nu înainte de a-și da viața ca jertfă pentru răscumpărarea păcatelor noastre. Și avea să spună iudeilor că Dumnezeu a descoperit o lege nouă dincolo de legea talionului numită legea dreptului prin care se răsplătea binele pentru bine și rău pentru rău, acum este o lege a harului și Mântuitorul a venit să răsplătească răul cu bine și în loc să ne pedepsească în conformitate cu legea dată anterior scrisă de Moise prin porunca lui Dumnezeu acum s-a hotărât să ne ierte dar cu condiția să ne întoarcem la Dumnezeu să ne întoarcem de la păcatele noastre să ne pocăim și să lăsăm ca lumina evangheliei să pătrundă în viața noastră și să fie pâinea de toate zilele acesta a fost un mare adevăr pe care apostolul Pavel l-a vestit fruntașilor iudei din Roma s-a produs o reacție așa cum era de așteptat unii dintre ei au crezut ce le spunea Pavel iar alții n-au crezut cine erau cei care au crezut cei care aveau dorința să cunoască adevărul cine erau cei care au respins cei care iubeau mai mult interesele lor personale, problemele pe care le aveau ei, decât adevărul mântuitor. Și în felul acesta s-a produs o dezbinare și între ei. Cei care au crezut au fost devotați, s-au dăruit în slujba lui Hristos, au devenit ucenicii lui Hristos, iar ceilalți au continuat să fie adversari. Fiind frați cu toți iudeii cu care s-a confruntat Pavel, cu cei care erau atât de refractari în această lucrare privind mântuirea Sufletului prin harul lui Dumnezeu. Și aceasta este latura finală pe care o descoperim în activitatea lui Pavel după ce a ajuns la Roma, înainte de a fi chemat să dea socoteală de motivația acuzării. În fața Cezarului. Avem aici o ultimă secvență cu care sperăm să ajungem la capătul acestei istorisiri splendide în care se oglindește portretul creștinismului de la izvoarele lui din secolul primar. În imediata următoare vom continua încă cu un mesaj, după care vom face inițial. Încheierea acestui subiect, având satisfacția de plină și nădejdea că nu ne-am ostenit în zadar. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne revedem la penultima emisiune din această istorie a creștinismului din secolul primar. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.